să ne explici. Presa a interpretat în orice mod. Eu n-am prea urmărit cum m-au filmat când mă urcam pe scări sau, sau în alte ipostaze, dar un element la care au asistat și colegii mei a avut loc atunci când urma ca președintele Rusiei să iasă în scenă. Era invitat din sala de ședință, delegațiile noastre nu sunt departe una de alta, oficialul sau de la protocolul ONU a confundat un pic, s-a apropiat de mine să mă invite în scenă, însă am reiterat că este o confuzie și am rugat să meargă la delegația Rusiei. A zis că nu i s-a mai întâmplat așa ceva din 20 de ani de experiență la ONU și așa mai departe, mă rog, dar este o confuzie care nu știu dacă ar merita. Poftim? Cum v-ați simțit? Nu mă simt deloc confortabil, fiindcă eu sunt eu, eu nu sunt Vladimir Vladimirovich Putin, adică exact așa cum comentau cineva de la televiziunile rusești, și dimensiunile statelor noastre sunt diferite. Fiindcă atunci când cineva face ochi mari și se uită și apoi își dă seama că ăsta nu e președintele Rusiei, nu e cel mai confortabil sentiment, rog să mă credeți.